numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, iubiți surori, iubiți credincioși și credincioase, crucii tale ne închinăm, Hristoase și Sfânta Învierea ta, îl lăudăm și slăvim. Ce observăm, dragii mei, în această sărbătoare care este cinstită anume Sfânta Cruce. Dacă este să privim anume cum creștinii au însuflețit-o, i-a dat acest titlu de viață purtătoare sau de viață făcătoare. Adică prin aceasta o însuflețim și îi dorim ei anume puterea de a fi în rândul puterii dumnezeiești, de a avea darul Duhului Sfânt și desigur au însuflețit ca având viață în ea, pentru că anume Hristos a însuflețit-o prin așezarea de Sfânta Cruce, așezarea pe acest lemn prin care, prin acest lemn a venit și mântuirea noastră. Pentru că anume prin cruce, dragii mei, a venit mântuirea, a venit izbăvirea de păcate și desigur prin această Sfântă Cruce prin care Hristos s-a răstignit, a fost desigur ca o scară prin care s-a ridicat Adam și Eva și toți părinții și protopărinții noștri încă de la Adam până la Hristos s-au ridicat, ridicându-se din iad, mergând spre cele dumnezeiești, adică spre raiul descătării. Este foarte bine să înțelegem ce ar însemna pentru noi înălțarea Sfântei Cruci de astăzi. Anume era nevoie de această înălțare. Pentru că dacă este să privim cum Mântuitorul Hristos a fost răstignit și cum parcă s-a uitat de toate lucrurile cele frumoasele Lui, evreii au încercat să astupe toată bunătatea Lui Dumnezeu. Și dacă este să vedem atunci chiar când Mântuitorul Hristos a fost răstignit și a observat multe, multe minuni și multe, multe arătări după ce s-a răstignit și după ce Mântuitorul Hristos a murit, vedem, dragii mei, că atunci templul s-a crăpat de sus până jos și toată temelia s-a spulberat, cum a fost, după cum vedem și în învățăturile Mântuitorului Hristos către Sfinții Apostoli, către Sfinții Ucenici, că nu se va mai găsi nimic din acest templu care îl vedeți atât de frumos și atât de mare. Și așa s-a și întâmplat, pentru că anume după Mântuitorul Hristos, după ce a fost răstignit și a adormit, vedem că templul s-a dărâmat de sus până jos. Și acei ostași, Pilat, împreună cu Pilat și cu căpetenile templului, farisei, saducheii și toate categoriile sau toate partidele social, politice și religioase, au fost pentru a nega dumnezeirea lui Iisus. Pentru ca Mântuitorul Hristos să nu fie ridicat la înălțimea cuvenită și desigur a dorit ca să ascundă toate rămășițele prin care ar putea fi stăvit Hristos. Și iată că anume a așezat Sfânta Cruce, adică nu a așezat-o, dar ascuns-o sub un templu păgânesc, sub un templu judovesc, unde se aduceau până la Constantin cel Mare, se aduceau jertfe idolilor, se închinau la idoli și desigur acolo era o tabără în care dracii se bucurau, dar Mântuitorul Hristos a redat această bunătate prin gândul și mintea Sfântului Constantin și mama sa Elena ca să descopere această cruce și anume să o aducă la înălțimea cuvenită. Și venind Sfântul care eventual s-a ajuns să fie Sfânt, Sfântul Constantin cel Mare, cum îl numim noi în biserica noastră, Constantin și Elena, a fost Constantin cel Mare încă prin anii din secolul III, chiar atunci când vroia să câștige o luptă cinstită. Când Imperiul Roman s-a despărțit în două și era nevoie de această unire.
Și a fost nevoie anume prin război să fie câștigată această bucată și această parte care era întrăinată cu timpul. Și a fost nevoit Sfântul Constantin să apeleze la Maica sa, care era o fată foarte bună creștină, și a întrebat-o cum aș putea să câștig eu această luptă. Din toate istorioarele vedem că Sfânta Elena era o creștină, o credincioasă adevărată și i-a spus să se roage. Și Sfântul Constantin, sau Constantin cel Mare, cum era numit, a început a se ruga. Și iată că prin visii s-a arătat o sfântă cruce cu foarte multe stele așezată pe cer și deasupra ei scria: cu acest semn vei învinge. Și atunci a poruncit Sfântul Constantin, fiindcă era împărat, a poruncit tuturor ca să facă în loc de steaguri și în loc de capuri sau cranii goale sau în loc de săbii și așa mai departe, să facă cruci, să facă steaguri în cinstea Mântuitorului Hristos. Și iată că mergând în această luptă, cu toată încrederea și cu tot devotamentul, a mers nestingerit și a câștigat războiul. Pentru care, desigur, s-a bucurat. S-a bucurat pentru că a fost văzut de Dumnezeu și i s-a descoperit cum poate să câștige acel război. Și, prin instanță, a ajuns să câștige și să fie proclamat împărat și rege peste toată comunitatea sau peste toată împărăția Imperiului Roman. Pentru care, dragii mei, a început să dea libertate la creștini. Pentru că anume până la Sfântul Constantin cel Mare, în decurs de 300 și ceva de ani, 318 ani, 325 de ani, a fost toți creștinii care erau creștini, care se numeau creștini de la Hristos, toți au fost închiși, care au fost aruncați în gropi cu lei. De aceea și avem Sfinții pe icoane, de aceea și calendarul nostru anume în această epocă de aur a creștinismului, au fost făcuți și, desigur, acești 300 de ani, foarte multă lume a murit pentru Hristos. Și mulți încă pe timpul lui Constantin cel Mare erau întemnițați și așteptau decapitarea, care așteptau să fie omorâți sau să fie dați de pe plăcerea împăratului păgân, să fie dați în groapa cu lei, să se joace lei creștinii, pe stadioane și mai departe. Dar venind în împărăție, acest Constantin minunat a dat libertate și a sărutat mâinile tuturor celor care erau creștini. Deși era împărat, s-a plecat și a spălat picioarele tuturor celor care erau acolo închiși, întemnițați și care erau lipsiți sau privați de unele drepturi care le aveau alții care nu erau creștini. Le-a dat libertate și a zidit o biserică în cinstea Sfintei Cruci, anume pe mormântul Domnului. Anume acolo unde a găsit crucea, a dărâmat acel templu idolesc, judovesc, și a ridicat un templu în cinstea Sfintei Cruci, a înălțat împreună cu Maica sa și cu toată oastea, a înălțat Sfânta Cruce la altar. Pentru care toți erau fericiți. Creștinii erau bucuroși pentru că îl poți slăvi pe Hristos cu multă bucurie, îl poți slăvi pe Hristos fără teamă, fără frică, fără riscul de a fi expulzați din țară sau a fi întemnițați, sau chiar a fi omorât, a fi mucenitați. Și iată că vedem că la acest motiv Sfântul Constantin devine un ostaș nebelit al lui Hristos. Devine un om cinstit în biserica noastră. Devine un suflet care pururea se va ruga pentru noi, deși este trecut la cele veșnice, stă acolo lângă scaunul Treimii, lângă Mântuitorul Hristos și Sfânta Treime și desigur lângă Maicuța Domnului care i-a slujit împreună cu mama sa Elena, și se roagă pururea pentru creștini. Iar noi, dragii mei, în această zi a prăzuirii, avem posibilitatea de a ne uni sufletele și gândurile, anume prin cinstita crucii. Pentru că pentru creștini nu se poate concepe un creștinism fără de cruce. Noi nu ne putem să ne gândim cum am trăit noi fără de Sfânta Cruce. Să ne închipuim ce înseamnă pentru noi Sfânta Cruce în termenii noștri creștinești, simpli. Sfânta Cruce ce este? Biruitoare a vrăjmașilor. Sfânta Cruce este căpătâiul nostru. Sfânta Cruce, dragii mei, putem să o numim și izgonitoare de duhuri de cele rele. Sfânta Cruce este semnul prin care biruie creștinul pe diavol.
Sfânta Cruce pentru noi este acel sentiment și dragoste prin care Mântuitorul Hristos s-a răstignit. Și de aceea trebuie să o cinstim, pentru că anume Mântuitorul Hristos a sfințit-o cu sângele Lui, cu rănile Lui, a sfințit-o cu trupul Lui, pentru că dacă sfinții când mergeau pe alături se tămădeau bolnavii, dacă sfinții prin umbra lor, numai umbra sfinților mergând, se tămăduiau bolnavii, fără să pună mâna pe cap, fără să facă nimic. Cu atât mai mult crucea Mântuitorului Hristos, care este întruchipată și îndumnezeită chiar de Domnul. De aceea, vedem, dragii mei, cum și Sfânta Cruce și la căpătâiul mortului se pune. A momentul când omul trece de la această viață vremenică la cea veșnică, vedem că la sfârșitul căii lui, acolo la mormânt, îi se pune crucea prin care el trebuie să se ridice la ceruri, prin care trebuie să se ridice dacă a urmat. Și doar acei care au urmat prin umbra crucii de acest pământ și a luat crucea lor și a mers după Hristos, aceia, dragii mei, sunt posibili care creștini care se vor ridica pe această cruce și să ajungă la Împărăția Cerurilor. Dar foarte mult îmi spune că este rușine pentru cei care nu o cinstesc. Rușine ne-ar fi nouă să nu o cinstim, pentru că anume Hristos pentru noi, pentru păcatele noastre, s-a ridicat pe această cruce de bună voie. După cum cunoaștem că chiar și în acatistul promoți încântarea acatistului, cum la rugăciunea frumoasă de la sfârșit, se spune, cum, Doamne, am putea noi să nu cinstim această cruce pe când Tu ai stat pe ea și ai sfințit-o? Cum să nu cinstim noi această cruce când Tu cu rănile Tale ne-ai tămăduit pe noi, ne-ai tămăduit rănile noastre? Și multe alte lucruri minunate s-ar putea spune despre Sfânta Cruce. Cum vedem cu multă iubire și multă dragoste, chiar am împodobit-o. Am împodobit-o în așa fel ca creștinii să aibă o altă atmosferă acum, mai ales în ziua părăsmirii ei. Pentru că fiecare zi o vedem dezvolită, cu toate că este împodobită cu trupul Mântuitorului Hristos. Dar acum, măcar de două ori pe an, pentru că în duminica Înălțării Sfântei Cruci, în ziua Înălțării Sfântei Cruci, în data de 14 septembrie, creștinii, chiar și în casele lor, pun prosoabe la cruci. Și desigur, în tradiție a fost și este că trebuie să fie cinstită și metanii să fie bătute în fața Sfintei Cruci, pentru că anume acolo ne închipuim pe Mântuitorul Hristos. Ce se întâmplă cu noi creștini dacă suntem fără de cruci? Ce se întâmplă cu noi creștini dacă mergem pe lângă răstignire și nu ne facem semnul Sfintei Cruci? Cum era încă pe timpul copilașilor când era în școală, poate acum este puțin mai diferită învățătura religiei ortodoxe în școală, pentru că trebuie să fie învățătură ca să le placă tuturor. Dar înainte așa ni se spunea la copil. Dacă nu cumva, dacă tu nu-ți faci semnul Sfintei Cruci dimineața, seara, dacă mergi pe lângă răstignire, se poate întâmpla lucruri foarte rele cu tine. Copilașii înainte erau într-un fel împământați, dar vedem că datorită acestor învățături de frică au ajuns să fie biserica plină. Pentru că dacă noi acum încercăm să simplificăm această datorie care o avem față de Sfânta Cruce, de vorbim copiilor doar despre povești, cu harapal și cu multe alte lucruri, să știți că crește copiii noștri nu mai pot fi roade duhovnicești pentru biserică. Nu mai pot tămulți talentul care l-au primit de la tată, de la mama, de la însă și Mântuitorul Hristos prin botez. De aceea vă îndemnăm ca fiecare dintre dumneavoastră copilașii să învețe. Dacă aveți copilași care sunt sau aveți acum fete mari, trimiteți-le la biserică, pentru că anume Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu ele. Dacă sunt căsătorite să vină, dacă sunt însărcinate, să vină să se dea cu biserica încă de copil, mic. Pentru că anume acest îngeraș care se zămislește în mama, anume acesta când stă mama în genunchi sau stă în fața bisericii sau în fața altarului, anume acest îngeraș, el primește harul Duhului Sfânt că din pânte cele mai și tare. Cum s-a întâmplat cu Sfântul Ioan Botezătorul, care a săltat de bucurie când a văzut-o pe Maica Domnului. Tot așa se întâmplă și cu mamele gravide. Venind copilul acesta, se bucură. Se bucură foarte mult și pruncul încă din pântecele ei, din pântecele mamei, se sfințește. Și atunci când se naște, are o bucurie nespusă de a auzi încă o dată glasul preotului. Pentru că el aude acolo. El nu este în neființă. El este în ființă acum.
A luat zămislire încă de la prima lună de naștere. De la prima lună de zămislire. De aceea vă îndemnăm ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți tăria și dragoste de a vă îndemna copilașii să vină în fața altarului și să-și facă semnul Sfintei Cruci corect. Să nu alunge mușchile, că am mai observat și la școală. Au observat chiar și copilașii când vin supravegheați de părinții lor, dar văd că nu-și pot face semnul Sfintei Cruci. Ori o fac întoarsă, ori încep de la buric la cap, ori de la stânga la dreapta, ori doar alungă muștele și acesta nu poate fi numit semnul Sfintei Cruci. Semnul Sfintei Cruci, dragii mei, este un izvor de viață dătător. Și când l-ai făcut, și diavolii să se înspăimânteze. Sus, jos, dreapta, stânga, puternic, apăsat, pentru că anume acolo stă cel rău și trebuie să-l depărtăm. Nu să alungă muștele pentru că se râde cel rău de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această zi a prăznuirii, să vă dea Dumnezeu putere, dragoste, convingere și cât mai multă dăruire pentru Biserica lui Hristos și în mod special pentru ceea ce a făcut Hristos pentru noi, că s-a ridicat cu trupul să primească jertfa, cea să primească această durere în sufletul Lui, pentru ca noi să fim mântuiți. Auzim și cântările multe frumoase. Pentru Tine, Doamne, pentru Tine, Doamne, pomii înfloresc pentru Tine și pentru toată lucrarea dumnezeiască, ne bucurăm în continuu pentru că suntem mântuiți prin Harul Duhului Sfânt și pentru dragostea lui Dumnezeu și noi suntem responsabili. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sănătate și multă bucurie. Hristos să fie în mijlocul nostru, Hristos să fie în casa noastră, Hristos să fie în inimile noastre. Și așa, trăind cu acest Hristos al nostru, care îl avem de mii, de 2000 de ani, să putem să ne mântuim, să fim cu El într-o părăția sa cea veșnică, totdeauna, spre slavă lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.